Salutare tuturor lumea și bine m-am găsit la un nou episod Info Video. Vreau să vă zic, fraților, că acum punem capăt de linie, nu o să mai joc Samp, deoarece când îmi bag modurile, bine, știți că nu pot să joc Samp fără moduri, în primul rând, da. Și când îmi bag modurile, am mari probleme, ba nu merge bine, bam dă crash, bam merg celelalte jocuri slab, adică modurile, vă dați seama că nu sunt curate, poate unele au și virus și unele habar, n-am testat chestia asta, dacă au virus sau nu. Oricum, vreau să vă zic că seria de Samp o să mai postez, mai am încă câteva episoade, încă vreo 20 de episoade sau 10, cred că le-am filmat din avans și le-am programat, deci bucurați-vă de ultimele episoade de Samp. Fraților, îmi pare foarte rău, dar n-am ce să fac. În schimb, o să fac o serie de CSGO competitive zilnică pe acest canal. O să vă anunț când o să fac, deocamdată nu o să fac, deoarece acum am MG1, vreau să ajung în Silver, să cresc contul ăsta în rank 21, să fac Prime, după o să mă apuc să joc serios. Deoarece știți că în LEM, rankul pe care... De ce mă dat afară? Rankul pe care l-am avut eu pe acest cont, dați-vă și arăt aici. În rankul ăla, pe non-prime, îs numai cheater și nu pot să joc, pur și simplu. Uite, asta e. Și da, o să începem o serie în care o să rankăm din nou în LEM. Nu știu, solo, party, nu contează. Asta e noul meu cont. Noul meu. Noul cont al meu. Main. Să nu mai știu să vorbesc. Sunt foarte obosit. Sunt foarte obosit. E ora 3. Aștept să vină un Big Mac pentru mine. Ah, și mor de obosit. Ok, deci, da, aici eram LEM. Mă chinuiam să câștig alături de cheateri ăștia, uite ăsta, ăștia toți aveau medalia de 5, dar aveau iepuri toți. Mă rog, ce vreau să zic este că într-o lună sau în câteva zile, nu știu când o să ajung, nu știu când o să ajung eu Silver pe acest cont. O să filmez episoade zilnice și o să fac stream zilnic cu CSGO, pentru că o să fie un joc cu main pe canal, care, na, cred că va fi singurul joc pe care l-am mai postat pe canalul acesta. Acum, jocuri de pe Steam voi mai posta, pentru că știu că alea sunt safe, știu că nu va fi nici mai mică problemă. Așa că alea logic că voi posta, nu? Adică, a, pana mea. Dar oricum, v-am zis, Samp nu mai postez. Dacă ar fi Samp pe Steam fără niciun virus garantat, da, juca. Mă rog, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!